Salut! Eu sunt Alexia iar astăzi vom vorbi despre cele mai bune umidificatoare de aer pe care le poți alege pentru casa ta. Nivelul de umiditate din casă este o adevărată problemă, indiferent dacă afară este prea cald sau prea frig. În ultimul timp am încercat să găsesc cel mai bun umidificator de aer pentru acasă, astfel încât să pot regla nivelul umidității în funcție de necesitățile mele, în următoarele minute îți voi arăta care sunt modelele care mi-au plăcut și pe care le poți testa și tu la tine acasă. Găsești linkurile spre fiecare dintre ele în descriere. Din punctul meu de vedere, cele mai bune trei umidificatoare de aer din momentul de față sunt următoarele. 1. Umidificatorul cu ultrasunete Trotec B6E. 2. Umidificator de aer Philips h 4801 și al treilea. Umidificator și difuzor de arome aer naturel. Găsiți linkurile spre fiecare dintre ele în descriere. 1. Umidificatorul cu ultrasunete Trotec B6E. Uită de grija nivelului optim de umiditate din casa ta folosind un umidificator cu ultrasunete de la Trotec. Pe piață, Trotec este unul dintre brandurile cele mai cunoscute în domeniu. Spre exemplu, modelul B6 este atât un umidificator cât și un purificator de aer și difuzor de arome. În plus, cu ajutorul programului de noapte și acelui de funcționare automată, nu mai e grija umidificatorului indiferent de oră. Cel mai mare avantaj este rezervorul de apă, de 5 litri, precum și iluminarea cu LED. Pentru mine a fost o opțiune care mi-a atras mult timp atenția în special datorită notei de 4,57 din 5 oferită de utilizatorii anteriori. 2. Umidificator de aer Philips h 48101 În cazul în care vrei să faci o investiție pe termen lung, te poți îndrepta spre un umidificator de aer Philips. Acest model are o notă de 4,1 din 5 și numeroase review-uri pe care le poți citi direct pe eMag. În plus, generează un nivel foarte scăzut de zgomot, de până la 26 decibel și este perfect pentru încăperile cu o dimensiune de cel mult 25 metri pătrați. Printre cele mai importante funcții se numără existența filtrului H4102 și autonomia, de până la 8 ore. Acest purificator este o opțiune foarte viabilă, întrucât are un preț foarte accesibil și își face întocmai treaba. 3. Umidificator și difuzor de arome aer naturel. O opțiune cu un preț ceva mai ridicat. Acest model are 3 trepte de vaporizare, fiind foarte silențios și ușor de folosit. De aceea, îl vei putea utiliza inclusiv pe timpul nopții, fără să trezești restul persoanelor care dorm la tine acasă. Mulțumită faptului că dispune de un display digital, îți va fi foarte ușor să verifici nivelul de umiditate din încăpere oricând îți dorești. Pe lista mea a fost cea mai bună opțiune. Motiv pentru care îl folosesc zi de zi la mine acasă. În următoarele minute vom vorbi despre cele mai bune caracteristici pe care un umidificator de aer de calitate trebuie să le dețină. La ce trebuie să fii atent atunci când alegi umidificatorul de aer pentru casa ta? Umiditatea din locuință este extrem de importantă, indiferent de vârsta persoanelor care locuiesc în același spațiu. Atunci când există un decalaj mult prea mare în comparație cu valorile normale, sănătatea noastră are de suferit, precum și confortul pe care îl resimțim. Printre persoanele direct afectate de un nivel precar de umiditate din locuință se numără bebelușii. De aceea, ai posibilitatea de a alege între un umidificator tradițional și unul cu ultrasunete. Acesta din urmă este mult mai silențios și poate fi folosit inclusiv pe timpul nopții fără să deranjeze restul persoanelor din locuință. Capacitatea camerei este un alt factor extrem de important atunci când vine vorba despre cel mai bun umidificator de aer. Gusturile și necesitățile diferă, iar pentru a alege opțiunea potrivită pentru tine este important să știi unde îl vei utiliza. Pentru asta, asigură-te că citești cu atenție care sunt specificațiile tehnice, întrucât fiecare producător în parte menționează capacitatea camerei pentru care acesta este potrivit. Pe lista altor funcții și caracteristici importante de care este bine să ții cont se numără și senzorul de umiditate. Cu ajutorul lui, vei putea să reglezi în mod automat nivelul de umiditate din casă, ceea ce înseamnă că dispozitivul permite declanșarea automată a pornirii sau a opririi acestuia. În același timp, nu uita să verifici și capacitatea rezervorului de apă, întrucât cele mici vor necesita din partea ta să le umpli în fiecare zi, dacă dispozitivul are și un senzor pentru apă, vei putea să fii întotdeauna informat cu privire la momentul în care rezervorul de apă trebuie să fie din nou umplut. Astfel, te vei putea bucura de o bună funcționare a aparatului, pe toată durata zilei și a nopții. Asigură-te că producătorul sau furnizorul tău îți oferă și o garanție de cel puțin un an pentru dispozitivul achiziționat. Doar așa vei putea să scapi de costurile necesare în cazul în care dispozitivul se confruntă cu dificultăți tehnice. Nu uita, găsești cele trei linkuri către produsele prezentate direct în descriere. În cazul în care ți-a plăcut această prezentare, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Pe data viitoare!